Tricolorii au pierdut la Zenița cu 0-1 la în fața Bosniei și Herțegovinei și sunt singurii din grupă fără niciun punct și fără gol marcat. Situația în care se află prima reprezentativă a provocat numeroase ironii din partea microbiștilor români care au postat tot felul de glume pe rețelele de socializare. Bosniacii au petrecut atât de mult timp în careul nostru că deja vorbesc românește. Bine că nu mai există Atlantida, că ne băteau și ăia la fotbal. Finlanda este invitată de către între FRF să vină sâmbătă să își ia cele trei puncte. A apărut poarta în care ar putea și România să dea goluri. Destrămarea Iugoslaviei a fost un dezastru pentru Naționala României. În loc de o echipă, acum ne bat șase. Plecarea naționalei noastre la campionatul mondial. Ajung 11 bărbați la poarta raiului. Cine sunteți echipa națională a României și cum dați ați nimerit poarta? singurul selfie cu mondialul pe care o să-l avem. După eșecul suferit de către România în Bosnia, Edi Ordănescu a devenit selecționerul cu cel mai slab start de mandat din istoria de 100 de ani a selecționatei României.